am schimbat. În privința mea, trebuie să fac mari eforturi și pe genunchi, și la predică, să fac față situației, așa este bătrânețe. Pentru că am fost numit să rostesc cuvântul Domnului câteva minute aici, împreună, așa cum preciza fratele, nu trebuie să fim experți în escatologie, această ramură teologică care se ocupă de lucrurile de la sfârșit, sfârșitul tuturor lucrurilor. Nu trebuie să fii expert în escatologie ca să-ți dai seama că trăim vremurile sfârșitului, care nu sunt în favoarea lui Dumnezeu și a poporului Dumnezeu. Se precizează că lumina sau ziua mântuirii e pe sfârșite și cu cât se stinge lumina, cu atât întunericul crește. Întunericul este mediul din care lipsește Dumnezeu. Unde e prezent Dumnezeu, nu poate fi vorba de întuneric. El este o lumină și lumina automat biruie întunericul. Tot mai mult întunericul se lasă. Dar și în aceste condiții putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu, păstrând lucru cel mai scump, mântuirea. Cei care pun preț pe mântuire și se aliniază după standardul lui Dumnezeu, nu al bisericii, nu al unor lucrători, nu al oamenilor, ci după standardul lui Dumnezeu, vor fi fericiți în lucrarea lor. Și din ce s-a citit, s-a vorbit și ni se cere clar, băgați să nu vi să vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Nici eu, nici voi, nu aveți voie, nu avem voie să fim înșelați. Trăim această perioadă când înșelăciunea va atinge cota maximă. Și diavolul caută, dacă ar fi cu putință să înșele, și pe cei aleși. Acum să deschidem subiectul ăsta, a fi alesul lui Dumnezeu, e un subiect aparte. Poate altă dată, frații, sau cum rânduie Dumnezeu. Deci, provocarea nu cruță pe nimeni. Nimeni nu se poate schiva. Dar noi trebuie să fim în așa măsură de pregătiți încât să putem să stăm lângă adevăr, să-l trăim, să-l vestim și să-l apărăm. Domnul să ne ajute la acest lucru. Trăind adevărul, vestind adevărul și apărând adevărul, îți faci dușman. Vrând nevrând, fără să le faci nimica, doar arătând adevărul. Și îți faci dușman.
oameni care nu iubesc adevărul și vreau să înnăbușe adevărul în nelegiuire, să schimbe harul în desfrânare. Și mulți sunt din aceștia. Dar mă rog ca bunul Dumnezeu să ne păstreze. Nu să spunem că suntem o excepție, o biserică de excepție, dar mila lui Dumnezeu să ne păstreze în acest har minunat. Amin. Există o mare înșelăciune cu privire la mântuire. O învățătură venită de peste hotare, cum că mântuirea e veșnică și ea nu se poate pierde. Ai fost odată mântuit, orice ai face, vei rămâne mântuit pentru totdeauna. Aceasta este o înșelăciune satanică. Și avem destule versete din Biblie care să contracareze această învățătură și în seara aceasta, în câteva cuvinte, vreau să ne referim la mântuirea scumpă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și în sensul acesta, pornim de la versetul care spune așa: dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Lângă acest verset, am să vă citesc încă două. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și al doilea verset, am citit din Efeseni, acum citesc din Faptele Apostolilor. Și credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Trei versete care se referă și conțin noțiunea de mântuire. Dar la trei timp diferiți. La trecut ați fost mântuiți. La prezent suntem mântuiți și va fi mântuit la viitor. Deci mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu care se referă la existența noastră umană întreagă. Trecutul nostru, prezentul nostru și viitorul nostru. Fraților, să nu încercăm să ne amăgim singur, crezând că Dumnezeu coboară standardele Lui. Nu cere Dumnezeu atâtea. Dumnezeu cere tot. Pentru că a dat tot. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeu îți pune la dispoziție totul ca să ai viață veșnică și să fii un om evlavios. Ce înseamnă evlavie? Evlavia este preocuparea noastră cu lucrul lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu,
onoarea lui Dumnezeu, împlinirea voii lui Dumnezeu, preocuparea noastră se numește evlavie. Evlavia are făgăduințele veții acesteia și cele viitoare. Mare este taina evlaviei. V-aș provoca să studiați tainele lui Dumnezeu. Dar Biblia zice că printre tainele acestea e și taina evlaviei. E un secret în care se ascunde în această evlavie. O taină. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne-o descopere. Amin. Dragii mei, am să vă relatez o întâmplare care s-a petrecut, pare mi se chiar anul trecut. A venit la mine un tânăr, nu dau detalii, să facă mărturisiri, să stăm de vorbă și nu dau nici nume, pentru că nu vă interesează și nici nu-i bine. A, zice, ăla a fost sau ăla, sau începem noi să intuim. Nu-i bine asta. Și printre altele, la urmă, mi-a pus câteva întrebări legate nu de problemele lui, ci de alte lucruri. El era confruntat cu ele și voia lămuriri, pentru că eram implicat eu direct în aceste probleme. Și îmi povestește despre un frate care s-a jucat cu mântuirea. S-a aprofundat în mântuire doar un pic, la suprafață și atât. Aici înșelăciunea. Fratele a dat câteva exemple prin care a arătat că lucrurile aparente înșeală, lucrurile de suprafață, lucrurile de suprafață ne face pe toți credincioși. Astea sunt lucrurile de suprafață. Și noi avem o vorbă, expresia aceasta o știți cu toții. Aparențele înșeală. Astea sunt lucrurile de suprafață. Când te uiți în holda unui gospodar care semăna grâu, vezi spice, coapte, gata să fie secerate. Unul lângă altul. Cu boabe multe. Țin minte, odată eram cu un frate din Oravița, mergeam spre Nera, la Bobodință, aveam un botez în apă acolo și biserica venea cu autobuzul. Noi am mers cu mașina lui. Pe atunci nu aveam mașină. Și a oprit, era și familia, soția lui, copiii, a oprit acolo la un lan de grâu și m-am dus și am rupt două spice. Cu curiozitatea să număr boabele. După câte mi-amintesc, un spic avea 63 de boabe, iar lălaltul cam 64. O mică diferență. Vă dați seama, dintr-un bob de grâu a ieșit un fir verde, un spic, care a făcut 64 de boabe. Sau 63. M-am gândit, totul e bun, frumos, numai că la treierat se separă pliava de grâu. Știți cine sunt pliava? Creștinii firești din biserică. Grâul sunt creștinii duhovnicești. Grâul sunt copiii lui Dumnezeu. Neghina sunt fiii diavolului. Iar pliava sunt creștinii firești. Nenăscuți din nou.
care au mântuirea doar la suprafață. Lucruri aparente. Prin asta parcă ar vrea să spună, se poate și așa, Dumnezeu acceptă. Să nu credeți adevărul ăsta. Ăsta nu e adevărul. Dumnezeu așteaptă și are pretenția ca la sfârșit de cale, când eu sau voi ne vom da ultima suflare, Duhul, Sufletul, omul nostru lăuntric să ajungă la perfecțiune, la desăvârșire. V-ați gândit, măi bătrânilor, ca mâine vine solul morții la noi. Suntem desăvârșiți perfecți? În 7 lucruri Dumnezeu ne așteaptă să fim desăvârșiți. În credință, în dragoste, în răbdare, în putere, în vorbire, în credincioșie și ultima, în fapte. N-am găsit desăvârșite faptele tale înaintea Dumnezeului meu. Iauzi. Ce zici, fraților? Ca mâine vine solul morții la noi. Ne prinde în starea asta? E vorba de mântuire. Ha, ce îi spunem lui Dumnezeu? Păi am fost botezat în apă, da, și? Și? Numai atât? Păi am dat zeciuială. Numai atât? Păi am făcut fapte bune. Dar nu sunt bețiv, Doamne. Nu sunt un criminal. Nu mă ocup cu droguri. Dumnezeu ne așteaptă la desăvârșire, fraților. Asta e pretenția Lui. Ce înseamnă desăvârșit? Grâu când e copt, îi mai trebuie apă? Îi mai trebuie ploaie? Babia Biblia zice că e contraindicat. După cum ploaia și zăpada nu se potrivesc la vremea secerișului, tot așa nu se potrivesc cuvintele alese în gura unui nebun. Scrie așa? Scrie așa, fraților. Când e grâu copt, nu-i mai trebuie nici soare, căldură, nici apă, nici îngrășământ, nici tratament, nimic. Grâul copt e secerat și dus în hambar. Asta vrea Dumnezeu. O, Doamne, deschide-ne mintea. Amin. Și luminează-ne. În câte biserici se poate predica subiectul desăvârșirii? Gândiți-vă voi. Vizitați multe biserici prin județe. În câte biserici se poate predica acest subiect? Cu câți frați poți să stai de vorbă despre acest subiect? Cu câte surori? Dacă ne ocupăm numai cu lucruri de suprafață, începătoare, Biblia zice în Evrei, capitolul 5 și 6, să lăsăm lucrurile începătoare despre adevăr și să trecem spre cele desăvârșite. Păi nu tot în clasa întâia și facem virgule și liniuțe și mai știu eu ce. Noi trebuie să ajungem la lucrurile desăvârșite. Oameni de adâncime, cu greutate spirituală, fără rugăciune, dar nu rugăciune uscată, goală, fără lacrimi. Astea n-au căutare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciuni din adâncul inimii. Trebuie să ajungem la această stare. Vă spuneam de acel frate. El era om de suprafață. Se ocupa și cu băutura. A început să bei, încât de multe ori întrecea măsura. Dar pe ascuns, dar cânta și în cor. Când era vara, era pe litoral. Unde se dezbracă lumea, na, știți voi.
E locul nostru acolo? Astăzi mers și părtori, la plajă, în străinătate, la mare și așa mai departe. Să vedeți unde s-au ajuns lucrurile. Și vine, au trecut ani și ani și ani, tot compromis, fraților, ținut acolo. Eu vă întreb, ce era, grâu sau pleavă? Să știți că pleava e lipită de grâu. Nu există bob de grâu fără pleavă, dar pleavă fără grâu, bob de grâu este. Și e lipită. Dar la vremea secerișului se desparte. Se desparte. Cauți firia. Te uiți la televizor, te uiți la meciuri, te uiți la muzica populară, la dansuri și așa mai departe. Așa a fost la Reșița o prorociță mincinoasă, care la sfârșitul vieții nici nu mai suporta biserica, nici nu mai vrut să vină la biserică. Deși copiii o îndemnau, du-te la mama, la biserică. No! Stătea, se uita la muzică populară și dădea telefoane și spunea, a, la cântărețe, că era cu publicul în direct. Zice, nu mi-a plăcut jocul tău de scenă. Păi la astea ne uităm noi. Biblia zice, nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu e în el. Și-a murit aia. Sunt convins că nu a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Dar vă vorbeam de această pleavă. Ce pot să vă spun e că mie mi-a făcut mult rău. Omul ăsta mi-a făcut mult rău pe când slujeam în biserica aia. Mult rău. Știți de ce? Pentru că a încercat să mă cumpere. N-au reușit. A încercat să se împrietenească cu mine, chiar a mers cu o brăznicie până acolo, zice, frate Lonea, cum poate să devină cineva prietenul tău? Ce era în mine nu se potrivea cu ce era în el. Și a trecut timpul. S-a îmbolnăvit de o boală cruntă. Când a ajuns în crize mari, dureri, îmi povestea tânărul ăsta că mama lui îi făcea injecții calmante și l-auzea. Și când a ajuns acasă mama lui, i-a spus lui tânăr și tânărul mi-a spus mie, Doamne, striga el, cu ce-am făcut eu împotriva ăsta în fața ta de lași așa dureri peste mine? Mereu repeta lucrul ăsta. Și la un moment dat știi ce i-a spus ei? Deci, uite, vine unul și mă strânge de gât, aruncă-l, îndepartă de aici, alungă-l. Ce credeți? Așa sfârșesc copiii lui Dumnezeu. Vin duhurile rele să-i sugrume? În ceasul morții, ce s-a întâmplat cu săracul care a ajuns în sânul lui Avram? Cine a venit la el? Cine a venit? Îngeri. Nu au venit duhurile rele. Era membru, era cotat acolo, predica Evanghelia. Și în ceasul morții, în loc să vină îngeri, a venit un duh rău să-l sugrume. Asta e pleava. Asta e pleava. Și Biblia zice, pleava o va arde în foc. Focul cel veșnic. Dumnezeu ia numai grâu în grânar. În cerul lui. E, dragii mei, mântuirea. Deci, ați fost mântuiți? Suntem mântuiți? Și vom fi mântuiți. Se referă mântuirea la întreaga noastră existență umană. De când ne-am născut până
la ultima secundă a vieții noastre. Să știți, suntem chemați să primim acest dar ceresc, mântuirea, și să-l păstrăm până în ultima clipă. Amin, Doamne! Ajută-ne, Domnul, acest lucru. Ei, frații mei, dar până la urmă se vede. Dacă eu toată viața am fost pleavă, crezi că moartea mă transformă în grâu? Ce face moartea? Moartea mă închide dosarul vieții cum închid eu Biblia. Asta face moartea. Îmi face așa. Pă! Și mi-a închis dosarul vieții. Nu mai scriu nimic acolo. Asta e moartea. Ce am scris, ce am fost, ce am trăit, aia rămâne. Aia rămâne. De aceea Biblia zice, dați-vă și voi toate silințele. Domnul să ne ajute la acest lucru. E, frații mei, trecutul nostru se află în arhiva lui Dumnezeu. Prezentul nostru se află în mâna lui Dumnezeu. Iar viitorul nostru se află în planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne are în vedere. Și asta e un lucru îmbucurător. Slăvit să fie numele Lui. Amin. E, dragii mei, unii, dacă au luat botezul în apă, gata, zice. Iar un tânăr, parcă l-am văzut, atâta satisfacție a avut că a luat botezul, toate lucrurile bune, gata, gata, și tot dintr-o dată a început să se stingă, venea pe la studiu, venea la rugăciune, după aia numai, ca și cum problema s-a rezolvat. Credeți că botezul în apă e actul final? Ce spuneți? Ăsta e sfârșitul? Sau doar bea ai început să pășești? Biblia vorbește și de botezul cu Duhul Sfânt. Și apoi să lucrezi pentru Evanghelie, să crești, să ajungi la statura de om mare. La statura plinătății lui Hristos, la desăvârșire, fără muncă, fără trudă, pe plan spiritual, nu se realizează nimic. Acum trăim momente în care creștinismul e cuprins de letargie, nepăsare, indiferență, mulțumire, parcă toți am fi membri bisericii din Laodicea. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. E în regulă totul. Și Biblia zice, nu știi că n-ai nimic bun. Ai impresia, dar. Te înșel singur. E, frații mei, aș vrea cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea, să fie un cuvânt pe care Duhul Sfânt să-l aprofundeze adânc în mintea și inima noastră. Să ne cutremurăm, să ne umplem de frică, de frica de Domnul. Despre acest trecutul nostru, Dumnezeu, Biblia spune așa, nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dar când ai venit la cunoștință și știi, e altă problemă. E una să păcătuiești în întuneric și alta să păcătuiești în lumină. E o mare diferență. Eram tânăr la Reșița și un frate din cor, când am și eu pe acolo, îmi spunea așa unul mai bătrân. Studia el mult Biblia. Zice, uite-te! Și Iuda s-a lepădat, dar și Petru s-a lepădat. Unul s-a putut ridica, altul nu. Dumnezeu pe toți, pe amândoi i-ar fi iertat. Acum hai să vedem, Iuda, cum s-a lepădat? Și cum s-a lepădat Petru? I-a plăcut lui Petru să se lepede de Domnul? Sau de frică a făcut? Ce ziceți? E o diferență între frică și plăcere?
Iuda de frică l-a vândut pe Domnul Iisus sau de plăcere pentru bani? Nu-i așa că e diferența mare? E foarte mare. E una să păcătuiești, că ești nedesăvârșit, caz dintr-o dată în greșeală, și alta să-ți găsești plăcerea în nelegiuire, să-ți placă. Asta e problema adâncă. Asta e problema. Primesc un telefon din Anglia. Fratele Lone, da. Eu sunt o soră, nu o cunoști, am primit numărul de telefon de la o soră care te cunoaște din biserica cu tare și așa. Uite ce am pățit eu, am venit la Domnul, am fost botezată de Domnul, dar am căzut în păcatul prea curviei, mi-am lăsat bărbatul, am ajuns acum să trăiesc cu un cocumbin și nu știu ce să fac, nu mai pot. Zice, să mă întorc la bărbatul meu, să stau cu ăsta, dar tu nu știu ce să fac. Zice, roagă-te pentru mine. Am rămas mut. În ce situație poate să ajungă unii? Și în ce întuneric spiritual au ajuns? Fraților, asta știți prin înșelăciunea păcatului se întâmplă. Prin înșelăciunea păcatului. Ei, frații mei, despre mântuire. Uitați, se vorbește aici. Cine va răbda la sfârșit? Se vor vinde. Se vor urâ. Dragostea celor mai mulți se va răci din ce cauză? Din pricina mulțirii fără de legii. De a cui? Am ascultat un mare teolog din America. Deci a început nelegiuirea și dragostea mi se recește. Păi cine păcătuiește? Ăla care are dragoste? Biblia spune cine-i născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Mai degrabă eu accept alternativa asta. Din mulțimea fără de legi, mulți se întinează. Parcă nici nu mai îmi vine să merg. Mi s-a răcit față de ei. Dragoste, dar nu față de Dumnezeu. Și acum vreau să închei. Nu înainte că fratele n-a mai citit. Dar știți ce? Am să citesc eu următorul verset din citatul Bibliei, din text, și vă rog să ascultați. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. E vorba de urăciunea pustiirii. Ați meditat vreodată la această expresie? Urăciune. Pustie, care aduce pustiirea. În urma urăciunii vine pustiul. Pentru ca să înțelegi de urăciunea pustiirii, trebuie să vezi în Biblie ce e urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce e urăciune înaintea lui Dumnezeu? În niciun caz nu trebuie să existe în biserică. Când în biserică apare lucrurile urăcioase lui Dumnezeu, care îi separă urăciuni înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu pleacă de acolo. Și când a plecat Dumnezeu, nu-i mai nimic viață, totul e pustiu, e deșert. Dacă veți vedea biserici penticostale moarte, stinse, ca un pustiu, nu-i nimic apă, nu-i nimic viață, nimic verde, să știți că acolo sunt lucrurile urcioase, urcioase, urăciuni care îl fac pe Dumnezeu să plece. Știți că Dumnezeu a plecat din templu de Ierusalim? O plecat sau nu? De ce a ajuns să nu mai rămână piatră pe piatră? Pentru că Domnul le-a spus, ați făcut dintr-o casă de rugăciune o peșteră? De tâlhar.
Când biserica ajunge o peșteră de tâlhar, fii sigur că Domnul nu-i mai acolo și se va prăbuși. Ce înseamnă tâlhar? Erau acolo schimbători de bani, erau acolo tot felul de lucrători, de interese și așa mai departe. Și de-aia Dumnezeu nici nu mai ținut la templu și l-a lăsat să-l distrugă romanii în anii 70 de Urarat acolo, locul unde era templu. Nici astăzi nu cred că se știe precis unde e locul adevărat, unde a fost. Muntele, da, muntele templului. Acolo, în anul 683, m-a comandat zidit o moschee. Moschee lui Omar, adică Omar, nu Mahomet. Moschee lui Omar. Și evreii tot se luptă acum, să așteaptă probabil un cutremur să dărâme moscheea, că dacă o dărâmă ei, atunci toți arabii s-ar pe ei și război mondial atunci. Alții vor lângă, că s-ar putea și lângă. Și toți se vehiculează, toți predicatorii vorbesc de al treilea templu. Au pregătit tot, și cărămizile, și slujbele, și vaca roșie o au. Au tot, și cântăreții, și programul, și banii, și aurul, și tot, mai puțin chivotul. Abia așteaptă să zidească templu. Ce ziceți, Dumnezeu? Va mai privi spre templul ăla vreodată sau nu? Va fi templul lui Dumnezeu sau templul evreilor? Ia să puneți să răspundeți la această întrebare. Dumnezeu se va întoarce din nou la vechiul legământ? Biblia zice, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Biserica e templul lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu se întoarce din nou la templul ăla vechi. De la realitate merge din nou la umbră. Ne întoarcem de la Evanghelia lui Hristos la legea lui Moise. De la șerfa Domnului Iisus ne întoarcem la viței, turturele, oi, mei și berbeci. Face Dumnezeu asta? Niciodată. Și zice, după mine, ca să fie templul ăla lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să fie sfințit de Dumnezeu. Și Dumnezeu sfințește coborându-se acolo. Prezența lui Dumnezeu sfințește. Moise, scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este sfânt. Dar când a plecat Dumnezeu acolo, mai era sfânt locul? Nu mai era. A devenit un loc obișnuit. Ca templul din Ierusalim, cel de-a treilea templu, să fie al lui Dumnezeu, că așa scrie, urăciunea pustiirii se va așeza în templul lui Dumnezeu, nu în templul evreilor. De ce spun lucrul ăsta? S-ar putea ca evreii să ridice al treilea templu și probabil, dar nu-i templul lui Dumnezeu, e templul lor. Și anticristul probabil va intra acolo, se va da drept Dumnezeu, nu știu, va fi așa sau nu va fi așa. Dar să știți că am mari rezerve în această privință. Dar eu rămân la ideea asta. Biserica e templul lui Dumnezeu. Și aici vine diavolul să aducă urăciunea pustiirii. Lucruri urăcioase în biserică. Țin minte acum mulți ani în urmă, într-o biserică evanghelică din Germania s-au căsătorit doi bărbați. O urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce evanghelie aia? Toia care au suferit când ar fi, că erau de mult, poate de 200 de ani mormântați. Creștini adevărați, autentici, au ridicat acea biserică cu sacrificii extraordinare. Să vină acum să se facă urmașii lor evanghelicii să permită așa urăciune? Înainte ca să vină urăciunea pustiei din lume, va veni urăciunea pustiei din biserică. Suntem pregătiți să stăm, să nu-i dăm voie? Să luptăm împotriva urăciunilor
care îl deranjează pe Dumnezeu? Să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Foarte atenți la lucrul acesta. Și mă apropii de încheiere. Se vorbește despre taina fără de lege, care a și început să lucreze. Dar ea e oprită. Secretul fără de lege. Și nu numai Evlavia are taină. Nu numai Evlavia e o taină. Și fără de lege e o taină. Vine mistificată, vine ascunsă, învăluită în neprihănire. Diavolul se îmbracă în înger de lumină, așa-i? Ei, vine taina fără de lege. Numai că trebuie ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Cine poate opri taina fără de lege? V-ați pus întrebarea asta. Cine? Taina fără de lege e oprită de cineva. Nu ne permite timpul, sperăm să frații din Târnova să înțeleagă lucrul ăsta și să fie pregătită biserica să înfrunte fără de legea. Amin.